intrat în vigoare un act normativ care stabilește pașii pe care trebuie să-i urmeze toți oamenii confirmați cu noul coronavirus, care explică cine și cum îi va monitoriza în funcție de gravitatea bolii, dar și când pot fi declarați vindecați. Despre prevederile acestui act normativ a vorbit doctorul Alexandru Ciacvari, vicepreședintele Colegiului Medicilor Sălaj, care a menționat că până la confirmarea infecției, persoanele care prezintă semne și simptome specific definiției de caz se vor izola la domiciliu și vor contacta medicul de familie. Acesta, din urmă, în baza unei evaluări telefonice, va încadra bolnavii în trei categorii clinice. Până la confirmarea infecției cu o boală infectocontagioasă, persoanele care prezintă semne și simptome sugestive specifice definiției de caz se izolează la domiciliu sau în altă locație aleasă de către aceștia. În acest caz, persoanele aflate în această situație au obligația de a contacta și informa medicul de familie. Medicul de familie are obligația de a transmite Direcției de Sănătate Publică fișa de monitorizare a persoanei izolate. Deci pacienții care sunt testați pozitiv la centrele de testare vor trebui să informeze medicul de familie, dar vom încerca să luăm legătura și cu aceste centre de testare ca să și medicul de familie să primească o copie după acel rezultat în format electronic. Pacienții care sunt depistați la testul real-time PCR ca și pozitiv, după ce informează medicul de familie, trebuie să se izoleze la o locație aleasă de către aceștia sau chiar la domiciliul pacienților. Medicul, după ce ia în evidență, întocmește acea fișă de monitorizare care cuprinde mai mulți parametri. În urma acestei evaluări, pacienții se pot încadra în trei categorii. Și avem prima categorie de pacienți asimptomatici cu simptome ușoare, care nu necesită internare și care se pot izola la domiciliu sau la locația declarată. Așa, pentru aceștia, medicii de familie vor monitoriza zilnic starea de sănătate conform anexei 3, urmărând anumiți parametri și funcții respiratorii și comorbidități în cazul care au comorbidități. Medicul de familie monitorizează timp de 14 zile acești pacienți. Pacienții practic asimptomatici și cu forme ușoare care au încheiat perioada de 14 zile de la data primului test pozitiv și care au fost declarați vindecați fără al doilea test de control pot să-și reia activitățile curente cu obligația păstrării distanței și purtării măștii atât acasă cât și la locul de muncă pentru încă 10 zile. Aici acest ordin a venit și a reglementat, practic, pacienții care sunt asimptomatici și nu prezintă simptome sau au prezentat niște simptome ușoare, nu mai au nevoie de al doilea test. Deoarece se știe că numărul testelor sau testarea oricum este insuficientă și nu o putem face. Nu datorită faptului că nu avem aparate cu ce să testăm, datorită faptului că nu avem personal. Deci noi tot aceleași persoane care au început în luna martie, tot aceleași persoane lucrează și acum. Tot acei medici, tot acele asistente și tot aceleași infirmiere și personal auxiliar. Din păcate, numărul nostru nu a crescut. Toți acești medici și colegi, toți lucrează cu o capacitate de peste 40% aproape zilnic. Și aceștia sunt obosiți, sunt speriați. N-aș putea spune că noi, ca și medici, nu suntem speriați. Toată lumea este speriată. Și din cauza asta trebuie să reducem cumva presiunea și să putem să testăm chiar cazurile reale. Celelalte două categorii sunt rezervate pacienților simptomatici. Medicul a explicat că și pacienții asimptomatici pot fi spitalizați în situația în care aceștia prezintă comorbidități. În ceea ce îi privește pe bolnavi izolați la domiciliu, aceștia vor fi declarați vindecați la finalul celor 14 zile de izolare și se vor putea întoarce la locul de muncă ori la școală fără a mai fi nevoie să prezinte un aviz epidemiologic ori să se retesteze. A doua categorie sunt pacienții simptomatici care prezintă factori de risc sau, cum spunem noi, comorbidități, deci au anumite boli cronice. Acești pacienți
la recomandarea medicului de familie, dar și la solicitarea sau împreună cu acordul pacienților, vor fi transportați în spitale pentru a fi evaluați clinic, atât laborator, cât și radiologic și, dacă este necesar, examen computer tomograf. A treia categorie de pacienți sunt pacienții simptomatici cu forme medii și severe de infecție SARS-CoV-2, care vor fi obligatoriu internați, bineînțeles cu acordul lor, în spitalele suport COVID sau în spitale care tratează COVID. Tot medicul de familie este cel care va declara vindecat pacientul pe baza rezultatelor monitorizării zilnice prin consultația medicală la distanță. Ca și o noutate, ce vine pentru criteriile de internare și de externare a pacienților cu COVID-19, vine practic pacienții asimptomatici, deci care nu prezintă niciun simptom, dar au factori de risc, vor fi izolați în spitale la recomandarea medicului de familie. Bineînțeles, la solicitarea și la acordul acestora. Pacienții vor putea fi externați și mai repede, mai devreme de 10 zile, dacă situația lor o impune și se poate face acest lucru. Urmând ca acești pacienți să se izoleze la domiciliu până la împlinirea celor 14 zile care se calculează de la data recoltării testului pozitiv. Pentru aceștia, monitorizarea lor și a stării lor de sănătate pe perioada izolării la domiciliu este făcută tot de către medicul de familie. Această monitorizare este o monitorizare la distanță, făcută telefonic sau prin alte mijloace, e-mail, SMS, WhatsApp. Aceasta va fi înregistrată și va fi trecută ca și o consultație medicală la distanță. Medicul de familie, practic, va declara vindecat pacientul pe baza rezultatelor monitorizării zilnice prin consultația medicală la distanță. Tot medicul de familie are obligația de a comunica în format electronic instituției tutelare, Direcție de Sănătate Publică Județeană, printr-o scrisoare medicală electronică, vindecarea acelui pacient. Această instituție a DSP va avea obligația de a introduce în format electronic în platforma CoronaForm, în termen de 24 de ore, rezultatul transmis de către medicii de familie. Pacienții care le-a fost recomandată perioada de izolare și care și-au încheiat această perioadă de izolare, sunt declarați vindecați la sfârșitul celor 14 zile. Practic, pacienții care după 14 zile de la recoltarea primului test sunt declarați vindecați și reintră în colectivitate sau la locul de muncă, nu mai au nevoie de avize epidemiologice sau de alte adeverințe sau de un alt test SARS-CoV-2 negativ făcut prin metoda real-time PCR. Pacienții care au forme severe de COVID și care au rămas cu sechele după externarea COVID-19, vor fi monitorizați în continuare atât de medicul de familie, cât și de medicul de specialitate, urmând să facă controle regulate atât a funcției pulmonare, cât și funcției cardiace, evaluări printr-un computer tomograf sau alte investigații care sunt considerate necesare de către medicul curant. Alexandru Ciacvari a explicat că prin implicarea medicilor de familie în supravegherea pacienților asimptomatici sau cu forme ușoare de COVID-19, se dorește degrevarea spitalelor și mai cu seamă a unităților de primiri urgențe. De asemenea, el a anunțat că medicii de familie pot elibera suspecților bilete de trimitere în vederea testării. Prin acest ordin, practic, ministerul a venit să reglementeze activitatea medicilor de familie în tratarea pacienților și monitorizarea pacienților SARS-CoV-2 și prin aceasta se încearcă și o reducere a presiunii asupra sistemelor de urgență. Deci noi trebuie să înțelegem că la ora actuală nu există doar pacienți cu COVID. Există și pacienți care au insuficiențe cardiace decompensate, au pacienți cu ciroză hepatică decompensată, avem pacienți cu infarct miocardic, avem pacienți cu accident vascular cerebral, avem pacienți cu diferite alte afecțiuni, afecțiuni oncologice, afecțiuni ortopedice. Ne gândim că vine sezonul rece,
când vor fi extraordinar de multe fracturi, pentru că știm că populația vârstnică și cronicii sunt predispuși la căzături și fac repede fracturi. Cumva trebuie să încercăm să avem o viziune pe viitor și să reducem presiunea serviciilor de urgență ca acestea să se ocupe efectiv de activitatea de urgență. Nu să se ocupe de testarea pacienților PCR. În acest scop vin aceste centre de recoltare și de testare PCR. Vreau să spun că fiecare medic de familie poate să trimită pacienții suspecți în urma unui examen și unui consult către un centru de testare PCR. Rezultatele urmând să fie transmise atât Direcției de Sănătate Publică, cât și medicilor de familie, pentru că aceștia să poată să ia decizia de izolare a pacienților. În continuare, ancheta epidemiologică va rămâne tot sub patronajul Direcției de Sănătate Publică, deoarece ei sunt cei mai capabili și în măsură să urmărească toate persoanele de contact sau dacă acea persoană și-a desfășurat activitatea într-un schimb, într-o fabrică sau în altă parte. Trebuie să vedem ce facem cu restul persoanelor muncitorilor cu care o persoană cu COVID pozitiv a intrat în contact. Medicii de familie au apanajul la ora actuală de monitorizare a pacienților, dar și a familiilor acestora, pentru că majoritatea pacienților se izolează împreună cu familiile. Nu se izolează singur. Sunt și care se izolează singuri. Asta ar fi un lucru preferabil. Reprezentantul medicilor de familie din județ i-a îndemnat pe sălujeni să respecte măsurile de siguranță pentru ca situația să nu scape de sub control. Aș avea o rugăminte tuturor oamenilor, pacienților și cetățenilor din județ. Suntem un județ cu un număr mic de medici. Lumea trebuie să înțeleagă că purtarea măștii este obligatorie și preferabil să o facem corect. De multe ori am avut pacienți care au venit inclusiv în serviciul de gardă și și-au dat jos masca că nu pot să respire sau nu pot să vorbească. Acea mască nu împiedică cu nimic, nici ca să se exprime, nici ca să vorbească. Și numărul nostru este foarte mic de medici, iar dacă situația scapă sub control, sincer, ne va fi foarte greu ca să putem să facem față. Trebuie să vă gândiți că și medicii de familie, pe lângă activitatea de cabinet și monitorizarea pacienților SARS-CoV-2, mai au și alte activități. Au activități de vaccinare, au activități de tratament, avem pacienți cronici, pacienți care trebuie să meargă și să facă anumite investigații, pentru că bolile lor nu se opresc odată cu apariția SARS-CoV-2. Bolile lor, din păcate, evoluează. Unele mai repede, altele mai încet. Această boală este practic în plus, s-a suprapus. Dar, la fel cum spunea și Alexandru Rafira, trebuie să înțelegem că triajul nu se face în spital. Triajul se face de către noi și de către fiecare în parte. De aceea vine și o recomandare a reducerii cât se poate la minim a contactului uman, dacă nu este necesar, a respectării distanței sociale, a dezinfectării mâinilor de fiecare dată când este nevoie. În completare, Ligia Marincaș, directorul Direcției de Sănătate Publică Sălaj, a punctat că anchetele epidemiologice se vor face online și că măsurile de izolare ori de carantinare se vor trimite tot prin intermediul mijloacelor electronice, astfel încât să se reducă decalajul dintre data depistării și cea a izolării. Odată cu intrarea medicilor de familie în acest sistem de monitorizare, s-a dat accesul acestora la platforma pe care Ministerul Sănătății împreună cu STS-ul o gestionează și anume CoronaForm. Sperăm noi ca chiar dacă în perioada imediat următoare va fi extrem de greu de a armoniza sistemele informatice pe care le avem noi ca și unități, atât noi cât și spitalul, cu platforma respectivă, în cele din urmă să încercăm ca cea mai mare parte din activitatea cifrică, dacă doriți, din cuantificarea datelor legate de pacient să se facă în platforma respectivă. Astfel există un buletin pe care
trebuie să-l completeze toți cei care recoltează și care are același conținut la nivel de țară. De fapt, este un formular unic. Acela se introduce de către laborator. În momentul când s-a finalizat testul, rezultatul testului se comunică concomitent către DSP, către medicul de familie și către pacient prin metode electronice. Da? Deci, pur și simplu, pe noi ne-a degrevat de faptul că nu mai trebuie să comunicăm persoanelor rezultatul pozitiv sau rezultatul negativ. Mai departe, fiecare medic de familie va monitoriza pacientul, date care din nou vor putea să fie transpuse în Corona Form. Palierul de spitalizare, de asemenea, pentru tot ceea ce înseamnă pacient spitalizat, au fișa lor de spitale, deja o parte din date se introduc în fiecare zi, urmează ca în perioada imediat următoare fișa să fie completate cu alte date, în așa fel încât cei care au acces la aplicație să poată avea în față un tablou complet vis-a-vis de situația din fiecare spital, din fiecare județ. Anchetele epidemiologice, dacă până acum le-am făcut și încă le facem după metoda tradițională cu pixul și cu creionul, de data aceasta se va face online. Deci vom încerca să introducem toate datele din ancheta epidemiologică în sistem, în așa fel încât măsurile de izolare, respectiv de carantinare, să se emită tot în sistem electronic și să se trimită celor care au fost testați, în așa fel încât să nu existe prea mare întârziere între data depistării și data luării măsurii de carantină și măsurii de izolare. Sigur, o să mă întrebați, probabil o să fie greutăți. Sunt greutăți, pentru că și acum noi trimitem rezultatele pe mail, pe WhatsApp, pe ce doriți dumneavoastră, pe fax, pe orice mijloc ne dă pacientul posibilitatea să-i o comunicăm. Dar sperăm noi ca în timp și populația să se obișnuiască cu aceste mijloace moderne de comunicare, în așa fel încât rezultatul să se afle cât se poate de repede, măsura să fie aplicată foarte, foarte repede.